se pare că, indiferent de funcția pe care ajung să o dobândească românii, unii nu se pot vindeca de anumite deprinderi. Un primar din Vâlcea a fost prins la furat. Culmea ironiei este că edilul comunei Mihăiești din Vâlcea se afla la o consfătuire pe teme de anticorupție în stațiunea Băile Felix din Bihor când s-a petrecut evenimentul. Se pare că peria electrică de șters pantofii din hotelul la care era cazat i-a făcut cu ochiul. Constantin Bărzăgeanu și-a făcut un mini plan și a trecut la acțiune. Astfel că în imaginele surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum edilul s-a asigurat întâi că nu-l vede nimeni, apoi s-a plecat, a smuls obiectul din priză, l-a luat în brațe și a urcat cu el într-un lift. În acest cadru se vede cum clientul hotelului se apleacă ca să ridice aparatul pe care îl scoate din priză, îl verifică, îl ia în brațe și intră în lift cu el. Inițial, administratorii hotelului au crezut că peria electrică a fost luată de unul dintre angajați pentru a fi curățată, dar după ce au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere, au realizat că, de fapt, aceasta a fost furată. Vă dați seama că am fost foarte surprinși când am identificat autorul cu ajutorul camerelor de luat vederi. Nu ne așteptam la așa ceva. L-am sunat pe om să-i cerem să înapoieze peria. Nu e o valoare foarte mare, dar 500-600 de lei tot costă, iar la câte lucruri se distrug într-un hotel, se adună. Prima dată, omul n-a recunoscut când i-am spus că apare pe înregistrări și a schimbat declarația. A promis că ne returnează obiectul, așa că acum așteptăm să vină. Au declarat surse din conducerea hotelului. În mod surprinzător, primarul a spus că a vrut să facă o glumă proastă. Cum edilul era amenințat cu un dosar penal dacă nu returnează peria, acesta a trimis-o înapoi la hotel printr-un curier. Respectivul gadget este întâlnit în multe hoteluri și are o valoare estimată la aproximativ 500 de lei.